În perioada 22-28 februarie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Gorj au verificat 62 de angajatori atât în domeniul relațiilor de muncă, precum și în cel al securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 21 de sancțiuni, din care 20 de amenzi contravenționale în valoare totală de 76.000 de lei și un avertisment. Totodată au fost dispuse 73 de măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor constatate. În urma unui control inopinat al inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă, un angajator din municipiul Târgu Jiu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.